prin faptul că este confecționată dintr-o întretăiere a unei verticalități cu orizontala, da? A unui lemn vertical cu unul orizontal, ne arată că, deși noi trăim pe orizontal și că acesta este mersul nostru, la un moment dat s-a întâmplat o crucificare a timpului și a spațiului și a noastră, prin aceea că însuși Dumnezeu a coborât prin Iisus Hristos în lume, tăind într-un fel sau arătându-ne că merită și noi să ne tăiem și să așezăm o verticalitate în viața noastră. Deci trebuie să ne amintească să revenim la principii duhovnicești de milostenie, să fim indulgenți, să spunem un Doamne ajută, Iisuse miluiește-mă. Putem face foarte multe lucruri amintindu-ne de cruce. Putem face aceasta, ne putem... De fapt, toate aceste semne, simboluri, și icoana, și crucea, și orice altceva, nu fac altceva decât să fie o prezență dintr-o altă lume care să reușească, măcar din când în când, să producă în lăuntrul meu o atenționare. O asemenea atenționare poate fi de genul foarte concret. Cum spuneați, parcă n-am făcut suficientă milostenie să o fac. Parcă astăzi nu m-am rugat, îmi fac un semn al crucii sau măcar atât. Sau spun o rugăciune, Doamne miluiește-mă sau Doamne ajute pe părinții mei și așa mai departe. Dar în integralitatea acestor gesturi, de fapt, o întâlnire cu un asemenea simbol este o prezență, sau ar trebui să fie o prezență atât de importantă pentru mine, încât să mă facă să mă atenționez sau să fiu mai atent la întreaga mea viață. Să-mi spună permanent, atenție, într-o zi drumul tău se va sfârși. Atenție, oare cât ai reușit să faci până acum? Ești mulțumit cu ceea ce ai făcut? Nu vom fi niciodată, dacă suntem sinceri cu noi. Dar atunci, repet, o asemenea întâlnire cu un simbol, cu crucea, cu icoana, cu dangătul de clopot, cu biserica, nu ar trebui să facă altceva decât să fie să ne îndemne la o introspecție, la o analiză proprie. Așa cum ar trebui să ne facem, de fapt, o asemenea analiză în fiecare zi, seara. Ce am făcut? Ce merită să rețin din ceea ce am făcut și ce nu merită? Aceasta, o analiză, sigur, se poate face în fața unei icoane, în fața crucii, în fața sufletului meu sincer. Mulțumesc mult, părinte. Revenim la fondul nostru de criză, pe care evenimente foarte frumoase, culturale și duhovnicești, în colaborare cu Club Rotary Dosa. Care ar fi un proiect viitor? Mi-e foarte greu să spun. Acest început este foarte promițător. Pentru noi, ca să spunem, gestionarea acestor bunuri, dar și cei care răspundem efectiv de ele, nu am discutat despre așa ceva, dar sunt convins, pe de o parte, că un asemenea exemplu, chiar și pentru un asemenea club, este efectiv o reușită, dar pentru alții un exemplu, fiindcă, iată, se pot face lucruri frumoase și foarte frumoase și lucruri care cu adevărat merită. Nu sperăm. Suntem convinși că icoana Mântuitorilor o să ne fie spre binecuvântare tuturor. Mulțumesc, părinte! Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general instabilă, cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare ziua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius, iar maximele zilei vor fi între 19 și 22 de grade Celsius.
lapte de Monor, natural și hrănitor. Clubul de judo și arte marțiale Bistrița și Clubul Sportiv Netex Bistrița organizează în zilele de 25 și 26 iunie, după mai bine de 21 de ani, din nou la Bistrița, marea finală a campionatului național de judo individual sub 13 ani, masculin și feminin. Se vor întrece peste 300 de sportivi și vor sosi la Bistrița peste 30 de arbitri și oficiali ai Federației de Judo. Vă așteptăm în 26 iunie, sâmbătă, la sala polivalentă din Bistrița, începând cu ora 9:30, pentru un spectacol adevărat de judo. Eckert Impex, mobilă pe gustul tuturor. Eckert Impex vă invită în următoarea perioadă să profitați de prețuri promoționale. Reduceri substanțiale la toate produsele și transport gratuit în județ. La Eckert Impex găsiți, pe lângă multitudinea produselor de mobilier, o atitudine uitată de alții. Bunul simț. Cu răbdare, tact și profesionalism vă vom trata pe fiecare în parte, pentru a pleca mulțumiți. Eckert Impex, zona Piaței Rușilor, spre fosta fabrică de bere, partea dreaptă, hala galbenă. Eckert Impex, acum un preț mult mai mic la toate produsele. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, furate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează îi recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de evenimente. Casa Bistrițeană. La noi minutul prețios contează. Alege Prolematex Bistrița pentru eleganța și rezistența tâmplăriei din lemn masiv stratificat și PVC cu sticlă termopan. Dotări complete pentru producția de ferestre și uși din lemn. Prolematex, partener autorizat Teraplast pentru ferestre și uși PVC cu 5 camere, echipate cu cea mai performantă sticlă termoizolantă, Lowy cu argon. Prolematex, ultima noutate pe piața termopanelor, lemnul masiv și stratificat, capătă la Prolematex rezistența și rafinamentul impuse de clienții pretenții. Prolematex, o firmă pentru rezistență în timp. Bistrița, Calea Moldovei, 17C, lângă Cibela. Telefoane 210535 și 0744573267. Lapte de Monor, natural și hrănitor. Pensiunea de Corale Cormaia, kilometrul 4 lângă St. George Bay, peste 3 hectare de agrement, relaxare și confort. Teren de fotbal cu gazon artificial, cascadă naturală în trepte pe piatră de Cormaia, bazin cu păstrăv, pârâul Cormaia la marginea proprietății, piscina interioară cu saună și terasă proprie, sală fitness, masă de tenis. Preparate bine gătite și servite în luxosul restaurant cu terasă, cu o capacitate de 100 de locuri, sau în pizzeria din curte cu proprie terasă și o pizza delicioasă. Cazare în cele 25 de camere ultradotate, cabină duș, frigider, televiziune și internet. Peisaj montan mirific, liniște desăvârșită. Pensiunea de Corale Cormaia. De acum în Bistrița Năsăud, aceasta e oaza ta montană de liniște. Fabrica de produse lactate Micești cu punct de lucru în Șeu Măgheruș procesează zilnic 20.000 de litri de lapte și produce peste 25 de sortimente de brânzeturi și lactate. Sana și iaurt la cutie, pet, găletușă și găleată, lapte bătut, smântână, cașcaval, telemea de vacă, brânză de burduf în formă de pară în membrană naturală și artificială, precum și delicioasa mozzarella. Magazin de prezentare în Bistrița, Bulevardul Decebal Colț cu Zimbrului, precum și în toate magazinele de profil. Produse de Micești, lactate adevărate românești. Alege cu stil, alege din prima, alege Stilex Prima. Oferta verii, ofertă șoc. Țiglă Bramac, model Donau, 30% reducere, începând cu 25,7 lei per metru pătrat. Țiglă metalică Lindab, 25% reducere, începând cu 29 de lei per metru pătrat. Jgheaburi și burlane Lindab, 25% reducere. Coșuri de fum ceramice Schiedel, 12% reducere. Cremidă Poroterm, 30% reducere.